protocolul nu te vulnerabilizează imediat. În prima instanță ești tu cel de pe cal, apoi sub cal, apoi cade calul cu tot cu tine, dar și șansa ta de a fi. Eram în primele luni după un accident auto cu victimă. Una cea din acte, cealaltă cea menționată ca agresor, adică eu. Aveam nevoie de bani pentru cei doi avocați și de penal și expertizele pe care procurorul de caz mi le impunea, așa că am găsit fără dificultate ceva de vândut la o firmă din domeniul foodului. Nu era bine, dar nici rău. Răul îl declanșasem cu luni în urmă. Într-o vineri seară, după finalizarea zonei de vânzare și implicit de încasări, parchez mașina de firmă în fața blocului. Tot de firmă, în care își trăiau viața oameni care pozau, inclusiv maică-mea și soțul ei, și urc către începutul degradării proprii. Ei se certau. Normalitate. Eu încercam să mănânc ceva cu noduri în gât. Ei renunță și se face liniște. Eu merg, iau geanta cu încasări, nu enorme, dar suficiente, și plecă noapte. Adică am luat banii din încasări, am lăsat cheile de la mașină măcar atât și apoi am plecat într-un club de noapte. Jale. Mă rog, toate astea le-am făcut după ce am băut înainte un scandic de 200 cu lămâie, că altfel vomitam. Volitiv, singur nu eram capabil să fur, să fug, să fiu un laș. M-a ajutat alcoolul să potențez potențialele frici și să le transform în acțiune. Am petrecut noaptea în acel club, apoi dimineața am plecat către București, către cei câțiva dintre cei mulți care mai rămăseseră prieteni. Am făcut un scurt popas în degradarea mea vizibilă de acum, în complexul Europa, de unde am cumpărat un Walkman și o casetă cu Natalie Imbruglia. Aveam nevoie de propriul spațiu mental unde să fiu însoțit de alcool. Am mers în Grozăvești la o amică, studentă la drept, la care am dormit o noapte. Apoi, așa cum îi promisesem, am plecat împreună către Valea Prahovei, stația Sinaia, unde am luat o cameră. Banal. Abia acum apare intriga. Eu voiam să... Voiam să mă omor. Ea începe să plângă. O consolez și în final ea pleacă. Apoi revine. După două ieșiri scurte și multe tăceri în sine, îi povestesc ce am făcut și că mă voi sinucide. Începe să plângă. O alin. O alind chiar. Și începe să vorbească sughițând. Și ce mă fac eu cu căminul dacă nu te omori? Vor face anchetă, vor afla că am fost cu tine și că ai dormit cu o seară înainte la mine în cameră. Mă vor da afară, te rog. Nu te omorâ că mă lași pe stradă. Da, cam așa a fost. Ea a plecat înapoi la camera ei dragă de cămin, iar eu am avut o scuză bună să nu mă mai arunc în gol de sus de la cruce. Alcoolul a făcut, a legat, a împlinit, a întâlnit, a creat, a fidelizat și în final a manipulat. Am rămas singur în Sinaia. Beam. De frică, de rușine, de jenă. Dimineața nici nu puteam roti cheia în ușă pentru că toți mușchii erau contractați și mă împingeam cu umărul într-o cheie. Eram hotărât să nu mă mai întorc de pe drumul pierzanii, ci chiar să-i grăbesc finalul. Dar ceva mă reținea. Gândul că voi fi perceput ca un vinovat dacă o fac. Ancheta accidentului auto era încă în curs, așa că am târât vinovăția înapoi la București. Am fost reintrodus în cursul firesc al anchetei și am mai evitat o tentativă de a nu mai fi. Dar pe zi ce trece, am simțit tot mai pregnant nevoia de a scăpa efemer în alcool. În final, am realizat că o cameră de cămin este mai valoroasă decât viața unui potențial locuitor al ei. Sunt Cosmin și dacă alegi să bei, măcar să știi că îți va fi sete. Cât vei trăi? Împreună inspirăm tinerii din România.